Am gândit să fac aici un dormitor. Da. Aici ce? Aici unde suntem acum ce? Un living. Și voi acum cum stați? Adică că aici văd că e șantier. Mai sunt două camere acolo în față și doarme bunici într-o cameră și noi patru într-o cameră. Bucătăria e aici? Da, am făcut-o... Păi și cum dormiți patru într-o cameră? Am o saltea, dorm pe saltea jos. Vreți să vedem? Da, cum să? Păi și mă gândesc că ți-e trebuie niște condiții după operație. Da, să nu răcesc, să nu... Cu răceala, probleme cu răceala. Nu trebuie să mai am contact cu ea. Bună ziua! Rămâna, bunicu! Acesta, bunicu! Stați liniștit acolo, nu trebuie să vă ridicați, e ok? Hai să mergem în următoarea cameră, ca să nu... Să nu se simtă... Nu știu cum zici. Deci toți patru aici și bunicu cu bunica acolo? Atât? Atât, da. Olo, păi și iarna vă încălziți cu soba? Cu soba, da. Nu, deci ultimul lucru pe care ar trebui să-l faci ar fi să dormi pe jos. Da. Tu pentru bala ta. Da. Păi, puteți să muci în partea aia, ca să ne împărțim așa. Nu vreți să mergeți să-mi arătați în partea noastră? Iar tu acolo ai gândit și un etaj. Da. În ce sens? Jos vrei să faci dormitoare? Pentru copii, da. Și voi să rămâneți și voi aici? Să stați, nu, noi acolo vreau să stăm jos. Unde e bucătăria? Păi stai puțin. Păi și dacă voi să dormiți în bucătărie, bucătăria unde o să fie? Prima dată el a zis că vrea să-l facă aici, bucătăria. Să fie în living. Da. Casa veche avea vreo bucătărie? Nu. Să înseamnă că și dânsii o să folosească aceeași bucătărie ca voi. Și te-ai gândit o cameră acolo, o cameră acolo și aici ce să fie? N-am avut ce să mai fac de aici. Așa a fost să fie, nu? Toaleta e jos? Da. Și copiii vin din dormitoare, coboară scara și se duc la toaletă. Da, așa m-am gândit, da. Am aflat că, totuși, persoanele care au făcut transplant, fie că au donat, fie că au primit, au nevoie de o igienă specială. Știu că baia trebuie să fie într-un anume fel, curățenia, e adevărat? Da. Trebuie igienizate, să nu prindă microbi. Și vorbim și de mama lui și de el. Și de soacra mea și de soț. Dar care e riscul, de fapt? Adică ce se întâmplă în cazul în care știi, de-aia te întreb, poate bănuiesc, au zis de la spital? Riscul să piardă rinichiul, dacă prinde vreo infecție sau vreun microb. Și acum unde vă spălați? La Albi. La Albie? Da. Cum puteți să păstrați o igienă corespunzătoare unei operații de transplant la Albi? Păi el are Albia lui separată și copiii la fel. Aveți izolație pusă? Da. Nu e izolație, e o barieră antivapori, nu este izolat nimic. Nu, e folie, e folie, da. E folie și tabă. Da. Păi asta, fațada nu este termoizolată? Da, nu este. Asta da, am văzut. Iubire. Ăsta e cuvântul la care noi ne raportăm când nu reușim să ne explicăm lucruri. Lucrurile care țin în condiții dificile. De cât timp sunteți căsătoriți? Nu suntem căsătoriți, dar suntem împreună de 13 ani. Nu sunteți căsătoriți? Nu. Și când faceți nunta? Când m-a ajutat Dumnezeu. Cum e o să mergi la nunta lui mami și a lui tati? N-ar fi tare? Da. Să fii domnișoară de onoare? Și fratii tu cavaler? Vara aici spălăm vasele. Aici spălați vasele și unde faceți duș? Aici. Punem aici. Aici avem un duș aici. Păi aici faceți vara pe timp. Da. Iarna facem unde? Acolo. Aici. Anume. Și acolo e toaleta? Mai face tata. I-am băgat un scaun acolo. Mai face. Dar pomul, când se mai îngrezește afară, acolo facem noi duș. Da. Punem apă în butoiul ăla și... Da, aici spălăm vasele. În 2023. Da. Da, a fost foarte greu și pentru băiat și pentru soț. Iarna să mă duc cu el afară. Nu poate să meargă decât în cadru. Și trebuie să stau în spatele lui să nu cadă, că-i vine amețeală, mai cade. O chinuială. Trebuie neapărat să intervenim. Mi se pare o urgență în acest caz. Dar te-ai gândit vreodată cum, că tu ești foarte tânăr, cum de ce ți s-a întâmplat lucrul ăsta? Cum? Doamna doctor mi-a spus că de la o răceală, că tot stăteam pe sub mașini, n-am avut condiții, munceam pe aici pe sub. A, tu aveai repararea acasă. Am lucrat la unul de-al meu, avea niște camioane la Chitila și am lucrat la el și pe urmă am decis să fac acasă. Dar n-am reușit să fac garaj, că am vrut să fac un garaj și m-am chinuit pe jos, iarnă, vară. Și cred că de acolo mi s-a tras. De cum am intrat în curte, am văzut terasa asta lângă casa veche. Am aflat că acolo era garajul improvizat al lui Nicu, unde el repara mașini să mai facă un bănuț. Ce ai vrea să fie acolo, locul ăla? Eu aș vrea garaj, dar nu știu dacă mai pot să fac așa ceva. Cred că e un pic riscant. Știu ce am de făcut, am așa o idee, nu s-a conturat toată.
dar nu o să mai fie garaj. Și de unde știu voi cum să faceți structură, cum să faceți... Am lucrat pe șantier. Ai lucrat în construcții? În construcții, da. Lucram și când, mecanic când. Ai mai învățat acolo și veneai acasă și repare. Am învățat bine. Și curtea, și pavelele, tot eu, tot ce e aici, gardul, porțile, e făcut de mine. Și porțile? Da, și porțile. Ai muncit ceva. Și a sudat, și sudez, și le fac pe toate. Vezi, de asta e viața nedreaptă uneori, știi că un om atât de harnic să fie nevoit să nu mai lucreze din cauza bolii.